Deci avem o percepție deformată, eronată despre timp. Despre timp și despre ce vedem. Pentru că, uitați, vorbeam de clarvăzători, da? Acum ei văd altceva. Ei spun că văd în viitor, noi nu vedem în viitor, da? Bun, de aceea spectrul acesta al existenței noastre, electromagnetic, pentru că este un spectru electromagnetic, am făcut în emisiunea trecută, emisiunea a fost despre spectrul electromagnetic, poate fi fragmentat și poate fi limitat vederii noastre, cum am și văzut. Adică noi aici acum, de exemplu, în realitatea asta noastră, în felia noastră de acum, așa vine, trăim, s-ar putea, chiar într-o iluzie. Pentru că nu este vorba numai de o iluzie a timpului, ci este și o iluzie a vederii noastre. Deci, practic, suntem într-un spațiu holografic în care pot să apară anumite feste a ce vedem, a ce auzim, a ce simțim. Practic, nu știu dacă știți că noi suntem suflet și corpul nostru fizic, și în momentul în care sinele nostru superior, sufletul nostru, părăsește corpul nostru, temporar sau definitiv, de exemplu, într-o experiență extracorporeală, pentru că sunt filmulețe despre acest lucru, sunt persoane care au trăit așa ceva și s-au reîntors, sunt persoane care au fost în comă și s-au reîntors și au imagini despre perioada respectivă. De asemenea, sunt foarte multe persoane care... De exemplu, și în timpul anesteziei, să știți că, de fapt, se face o extracorporalizare, pentru că de aceea este un experiment destul de, să zicem, destul de riscant anestezia. Nu avem voie să facem multe anestezii de-a lungul timpului și este gestionată de medici special, pentru că este o reînviere a noastră, că suntem aproape ca morți, datorită faptului că, vă dați seama, tăiem pe noi și nu simțim. Ca să facem lucrul acesta, trebuie să știți că suntem cumva detașați, suntem în alt corp. Cu alte cuvinte, spuneam atunci când sinele nostru se ridică, se desprinde din corp, se pot vedea mai multe lucruri. Se pare că are niște alte perspective de acolo, pentru că trece de porți nevăzute sau neauzite. Și aș vrea să punem un filmuleț medical, științific, despre această situație. Est encodé sous forme d'ondes. Les étoiles, qui sont à des millions de milliards d'années-lumière. Nous pouvons tout de même recevoir l'information qui n'est jamais perdue, car elle est codée sous forme d'ondes. Dans les passionnantes expériences dont il sera question ci-après, je n'arrive presque à les ressentir, comme si je les avais vécues. La vie après la vie, Dr Raymond Moody. J'ai vu le personnel médical s'affairer. J'ai entendu les infirmières qui disaient que je leur échappais. J'ai entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains ». Et puis d'un seul coup, je suis sortie de mon corps. Je me suis trouvée donc au plafond. Flottant au-dessus du lit. Le récit troublant laisse perplexe. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité. Un phénomène étrange qui pose bien des problèmes à la science. Des personnes qui ont été plongées dans le coma, mais ont vu ce qui se passait autour d'eux. Leur récit présente souvent des points communs. C'est un peu comme un aller-retour entre la vie et la mort. Longtemps considéré comme fantaisiste, le phénomène devient un sujet d'étude à part entière. Et les médecins sont très intéressés par le phénomène. De tout temps, de nombreuses personnes ayant frôlé la mort par accident, lors d'une opération chirurgicale ou dans d'autres circonstances dramatiques,
rapportent par la suite une expérience extraordinaire qui s'est produite au moment où elles étaient dans un coma profond ou même en état de mort clinique. Identifiée et décrite par le docteur Raymond Moody en 1975, elle fut alors baptisée Near Death Experience, expérience de mort imminente. Les différentes études menées depuis 30 ans montrent qu'elle est une expérience universelle, non pas liée à une particularité géographique ou culturelle, mais issue de notre condition d'être humain. Mes émotions, mes pensées, mes sentiments, mon être profond, tout était au plafond et j'avais une vision panoramique de 360 degrés. À aucun moment, je me suis dit que j'assistais à mon opération. J'ai pensé à mon mari et instantanément, je me retrouve dans la salle d'attente et je prends conscience que j'ai traversé les murs. Je vois ma famille et qui pleure, qui hurle, qui prie et tout ça. Mon but, c'était d'aller voir mes parents. Il y avait une porte, un mur, et puis je suis passée par le mur. Il me vient une pensée, et cette pensée, instantanément, à peine est-elle formulée, que je suis... Je me suis rendu compte que c'était ma volonté qui faisait absolument tout le cheminement que je devais faire. Et je suis allée dans la salle d'attente, où j'ai vu mes parents qui étaient dans un coin, et ils étaient en train de pleurer. Je voyais mon beau-père et mon mari faire les 100 pas, et moi j'essayais de me manifester à eux, parce que je les voyais, mais je me rendais bien compte qu'ils ne me voyaient pas. Je les remue, je les traverse, j'essaye de les mobiliser, de leur dire, mais arrêtez, je ne veux plus revenir. Je suis tellement heureux, je ne veux plus revenir. Arrêtez de pleurer, de prier, c'est inutile. Et mes parents, je les voyais tristes, mais il ne faut pas qu'ils soient tristes. Alors j'essayais, toujours par la pensée, de leur dire, mais je suis bien, moi, ne pleurez pas. Je me suis trouvée ensuite dans un abîme de ténèbres, de silence. Là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. J'étais parti aux États-Unis pour vérifier une hypothèse. J'avais entendu parler dans la presse à scandale d'expérience de mort imminente. Ça me paraissait très farfelu et j'avais entendu dire qu'il y avait une explication neurochimique. Finalement, je m'étais cogné sur un personnage tout à fait intéressant qui s'appelle Ronald Siegel. Il m'avait révélé avec beaucoup d'inquiétude qu'une vague d'obscurantisme était en train d'envahir la science américaine. Et cet homme-là m'avait fait une liste de scientifiques particulièrement atteints par cet obscurantisme, des sortes de charlatans, des gens très dangereux. Et donc, je travaillais pour le journal Actuel, qui à l'époque marchait très bien, et qui m'avait dit, bon, allez, fais donc l'enquête sur les charlatans, ça sera un reportage peut-être amusant. On estime que 15 à 20% environ des personnes qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente. Ce qui représente 4% de la population générale, selon les données recueillies aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne. Selon ces chiffres, nous pouvons faire des extrapolations suivantes quant au nombre d'expérienceurs, soit environ 20 millions en Europe et 12 millions aux États-Unis. Au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. J'aperçois un point lumineux devant moi. Une lumière merveilleuse. Je me suis retrouvé face à une lumière. Ce dont je me rappelle, cependant, c'est que la lumière a éclaté dans ma tête. Je me trouve au milieu d'un océan de lumière. Lumière blanche, immensément blanche. Une clarté qui n'éblouissait pas, mais on ressentait le bonheur d'être là. On est une vague parmi l'océan, l'amour hein, intégral. Ces expériences au seuil de la mort ne sont peut-être que l'ultime expression d'un cerveau menant son dernier combat, ou tout simplement des manifestations chimiques dans le cerveau qui provoqueraient des hallucinations. Certains psychiatres et neurologues évoquent de nombreuses hypothèses, comme la conséquence de l'anoxie du cerveau, c'est-à-dire la privation d'oxygène. D'autres parlent des effets secondaires de certains psychotropes, comme la kétamine ou le LSD. Même si un certain nombre de chercheurs se sont lancés dans des études passionnantes, les récits n'ont pas convaincu la majorité des scientifiques. Doivent-elles faire l'objet d'une polémique entre ceux qui croient en leur réalité et ceux qui pensent qu'une simple explication d'ordre neurologique ou psychiatrique peut résoudre le problème très simplement ? Ils ont reçu
des anesthésiques, si jamais ils doivent être opérés. Ils ont reçu des antalgiques, s'ils sont en phase terminale d'une maladie, ils reçoivent des médicaments contre la douleur. Ils reçoivent aussi des tas de psychotropes divers. Or, on sait que tous ces produits modifient considérablement la conscience. Pour moi, ça fait partie, voilà, des illusions, des hallucinations, des sensations comme le déjà vu, le déjà vécu. Nous, à Ions France, à l'intérieur du comité scientifique, on a bien évidemment examiné cette hypothèse de l'hallucination et selon nous, elle ne tient pas. Il y a des cas dans lesquels la personne voit ce qui se passe en dehors de l'hôpital, dans la pièce d'à côté, est capable d'entendre ce qui s'est dit plusieurs pièces plus loin, donc on n'a pas d'explication pour ça. Il faut ajouter que les neurosciences sensorielles ou cognitives n'ont pas encore des explications très convaincant non plus. Le docteur Pim van Lommel est médecin cardiologue à l'hôpital néerlandais de Rijnstad, aux Pays-Bas. Il est le premier à avoir réalisé une étude de grande ampleur auprès de 344 patients rescapés de la mort. Ses travaux furent publiés dans le très sérieux journal médical The Lancet en décembre 2001. Il se trouve que nos concepts actuels en science disent que la conscience est produite par le cerveau, un cerveau fonctionnel. Et ce concept n'a jamais été prouvé. Nous devons donc reconsidérer ce concept. Nous avons des patients qui rapportent une conscience claire, des souvenirs, une activité cognitive, un sens de soi, des émotions, et parfois même des perceptions depuis l'extérieur du corps, au cours d'une période où le cerveau n'est pas fonctionnel. Nous avons donc pu exclure les explications habituelles, les raisons physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques. Et nous devons chercher une autre voie quant à la façon dont le cerveau fonctionne à la suite des résultats de ces études. Le professeur Olaf Blank est un neurologue suisse. En activant par des électrodes une zone du lobe temporal droit du cerveau d'une de ses patientes atteintes d'épilepsie, il s'est rendu compte par hasard qu'il provoquait chez elle des sensations de flottement et d'élévation typiques des sorties hors du corps qui correspondent à la première phase des expériences de mort imminente. Après, en application d'un faible courant de je crois c'était 3 milliampères, on déclenchait une décorporation. Surprenant pour la patiente, surprenant pour nous. On était donc 3 investigateurs dans la salle, le patient complètement réveillé, et puis c'était reproductible. Chaque fois qu'on appliquait un petit courant de 2 secondes, il y avait une décorporation pendant cette période-là. Donc décorporation, ça voudra dire la patiente avait la sensation forte d'être plus localisée dans son corps. Le moi, il n'était plus dans son corps, il était en élévation au plafond avec le dos. Presque en flottement au plafond, et puis elle avait l'impression de regarder vers le bas et puis de voir son propre corps et les 3, moi et mes 2 collègues autour de son lit. Donc on pourrait spéculer aussi lié à d'autres sensations que nous avons déclenchées au même endroit, donc gyrus angulaire à droite, qu'il s'agit peut-être, c'est une hypothèse émise à l'époque, d'une trouble de l'intégration des informations corporelles. Mon opinion est que notre société traverse actuellement une période de transition. Nous devons avoir le courage d'ouvrir de nouvelles portes et d'admettre que nos outils scientifiques actuels ne sont plus adaptés à ces nouveaux domaines. Elisabeth Kübler-Ross. C'est une iluzie. Da, foarte multe iluzii. Și aceste cercetări care s-au făcut, aceste studii științifice, ați văzut pur medicale care s-au făcut, arată că poate a venit momentul, dacă noi medicii vrem să vindecăm, ca știința medicinii să-și dea jos ochelarii rigizi, da? Pe care i-are, datorită, să zicem, cercetărilor mecaniciste sau științei vechi, și să gândească, să vadă, să simtă, să audă cuantic. Pentru că acest lucru și numai acest lucru poate să ne permită să vindecăm. Trebuie întâi noi ca medici să acceptăm că putem urca pe tavan ca să putem să vindecăm oameni. Știți? Pentru că s-ar putea ca acolo de pe tavan să se vadă lucruri pe care nu le vedem. Și la ora aceasta noi încă multe nu vedem și nu știm despre corpul uman, de aceea încă nu vindecăm. Acum, pentru că emisiunea noastră se apropie de sfârșit, vă propun să vedem oameni cu abilități normale, și o să spun normale pentru că nu paranormale, ci normale, eu vreau să le spunem normale de acum înainte, care demonstrează de fapt adevăratul potențial uman și adevăratul potențial de vindecare al nostru, pentru că o să vedeți și vindecători.
Top 10 super oameni. Populația planetei a depășit de ceva vreme 7 miliarde de oameni, dar pe tot globul există printre noi super oameni, având capacități extraordinare, de la capacități telechinectice, la atragerea metalelor, la ținerea respirației peste 20 de minute, la capacitatea de a învăța o limbă străină într-o săptămână și chiar la a memora un întreg oraș exact ca o cameră de fotografiat. Acești oameni există, sunt printre noi și nu se feresc să-și arate capacitățile extraordinare. În continuare am selectat 10 super oameni și capacitățile lor de invidiat. Locul 10. Omul magnetic. Miroslav Magola. Omul magnetic poate cu puterea minții să creeze un câmp magnetic ce poate atrage obiectele metalice din jurul său. Urmărindu-l pe Miroslav cum își lipește corpurile metalice de corp, este atât de fascinant cât și puțin înfricoșător. Dacă îl vezi de câteva ori făcându-și numărul, vei realiza că este foarte pasionat de ceea ce face. Ocazional, când își demonstrează talentul său, lucrurile nu evoluează așa cum și-ar dori omul magnetic. Atunci realizezi că nu urmărești un spectacol repetat pe scenă. Locul 9. Alergătorul. Din Carzanes. Când îl vezi cum aleargă, Din îți dă impresia că poate alerga la nesfârșit, având o incredibilă anduranță. În timpul unui show de televiziune i s-a descoperit un rezultat neobișnuit privind lactoza, aceasta sfidând biologia umană. Din nu suferă de crampe musculare, chiar și după ce depășește 160 de km de alergat. La prima vedere ai impresia că este mai mult o mașină decât un om, capabil să alerge la viteze mari toată ziua fără să obosească. Ceea ce este și mai extraordinar este că a doua zi după alergare se poate trezi și o ia de la capăt fără nicio problemă. Locul 8. Vindecătorul. Zhu Tingzhu. Maestru Zhu, originar din China, se pare că are o putere incredibilă de vindecare. Pe lângă puterea de vindecare, acesta are abilitatea de a-și încălzi palmele până la 95 de grade, lucru dovedit de camerele termice. De-a lungul timpului a participat la nenumărate emisiuni TV, iar calitățile sale au fost verificate atât de doctori cât și de oameni de știință, de nenumărate ori. Pe lângă aptitudinile de vindecare, acesta mai are capacitatea de a susține întreaga greutate a corpului pe o foaie de hârtie, având în vedere că vârsta sa este de 82 de ani. Locul 7. Omul orchestră. Derek Paravicini. Derek este cunoscut pentru abilitatea sa de a asculta o piesă necunoscută o singură dată și apoi o va cânta identic cu originalul. Omul orchestră este unic prin abilitățile sale, deși este orb de la naștere. Pianul este o extensie a sufletului său, așa cum declară chiar el. Locul 6. Super creierul. Daniel Tammet. La prima vedere, Daniel pare un intelectual tipic, chiar dacă îi place să poarte haine cu un număr mai mare, dar capacitățile sale sunt cel puțin extraordinare și te fac să crezi că nu face parte de pe această planetă. Daniel are capacitatea de a face calcule extrem de complexe, chiar de mic copil. Memoria sa extraordinară reușind să rețină 22.514 cifre din numărul pi, doar relatarea acestora durând 5 ore. Cunoaște foarte multe limbi străine, demonstrând într-un documentar că poate învăța o limbă străină în doar 7 zile. Locul 5. Camera umană. Stephen Wiltshire. Capacitatea lui Stephen constă în stocarea în mintea unor imagini, cum ar fi peisajul unui oraș, și transformarea acestei imagini în incredibile desene cu acuratețe foarte mari. Deși la vârsta de doar 5 ani a fost diagnosticat cu autism, primele sale cuvinte au fost creion și hârtie, fiind foarte clar în ceea ce dorește să facă pe viitor. Printre peisajele sale se numără New York-ul, Istanbul-ul și Singapore, care, cunoștință pentru talentul său, a fost declarat în 2006 membru al Ordinului Imperiului Britanic, fiindu-i recunoscute serviciile aduse lumii artistice. Locul 4. Kevin Richardson este biolog, specialist în comportamentul animalelor. Tânărul are capacitatea de a dezvolta o legătură apropiată cu leii, la fel cum un om obișnuit se înțelege cu mamiferii domestice, cum ar fi câinii sau pisicile. Kevin poate dormi nopți întregi alături de lei, fără a-i fi teamă că va fi sfâșiat. Biologul se poate împrieteni și cu cimpanzeii, leopard sau hiene. Dintre toate acestea, însă, Kevin spune că preferă compania leilor. Locul 3. Batman. Daniel Kish. La vârsta de 13 luni, Daniel a suferit o operație de îndepărtare a ochilor pentru a nu-i pune viața în pericol. Cu toate astea, el a reușit să folosească ecolocația pentru a vedea. Ecolocația a reușit să îmbunătățească viața multor nevăzători. Este cunoscut faptul că atunci când un simț este pierdut, altul se îmbunătățește pentru a locui golul. Astfel, cu un auz îmbunătățit, Daniel a reușit folosind ecolocația să depisteze orice obiect din fața lui și practic să vadă, dar fără ochi.
Un documentar îl prezintă pe Daniel mergând pe bicicletă folosind tehnica lui. Locul 2. Adevăratul Rain Man, Kim Peek. Kim Peek, alias Kim Pewter, este cunoscut ca un om gentil și prietenos, care pe lângă altele iubește să citească. Numai că el citește cu o viteză incredibilă față de un om normal. Ochiul stâng citește pagina stângă, iar cel drept pagina dreaptă. Ca și cum și-ar deconecta cele două emisfere și le-ar însărcina cu două sarcini diferite. Același lucru se întâmplă la delfini, care au capacitatea de a-și utiliza o parte a creierului pe rând pentru a rămâne în alertă. Ceea ce este și mai greu de înțeles este faptul că, deși a citit peste 12.000 de cărți, el reușește să-și amintească tot cu o precizie de peste 98%. Locul 1. Omul delfin. Stig Severinsen. În fruntea topului avem un personaj cu abilitate cu totul și cu totul deosebită, care îl face să semene mai mult cu un delfin decât cu un om. Cu toții am încercat să ne ținem respirația, la piscină, la mare sau chiar ca să stopăm sughițul. Și un minut este destul ca să te facă să renunți. Majoritatea oamenilor după 3 minute ar muri. Totuși, Stig Severinsen își poate ține respirația nu 3 minute, nu 10 minute, ci incredibilul timp de 22 de minute. În cadrul unui show TV în care a fost testat, s-a constatat că are abilitatea de a stoca celulele roșii în splină pentru a supraviețui, în mod similar cu delfinii, care își pot ține respirația până la 30 de minute. Emisiunea noastră s-a încheiat. Până data viitoare vă dorim armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși!